la par, señorita în parc. Era rege, era numit regele Playboy. Era un om plăcut. Vezi că au apărut cărți și chiar un film despre crucea de piatră. Eu știu unde este, știu unde. Trec pe acolo, de ori, uneori, cu mașina se practica. Păi unde nu se practica prostituția? Ce își spunea o femeie mai în vârstă, care a apucat epoca aia pentru a îndepărta un client după ce îi luau banii și el aș făcea treaba, venea matrona bordelului și îi dădea, sau ea, clienta, prostituata, îi dădea un par de sifon, foarte acidulat, care îi diminua potența. Vezi, amănunte, pe care n-aveai de unde să știi. Era și un control medical destul de sever. Acum alimentăm bordelurile lumii, din păcate. Păi e țară unde să nu fie prostituate din România și chiar prostituate minore. Pedofilia nu se întâlnea. Nu se întâlnea pe atunci. Păi Carol, și Carol, păi trăia cu ele, îi aducea Gabriel Marinescu aproape în zi de zi. Câte o prostituată aproape în zi de zi și după ce el a abdicat 6 septembrie 1940, vine automat Mihai și cei din jurul lui i-au adus o grecoaică, Dodo Crisoghelo. Aia este femeia frumușică de mora vrușoare cu care s-a culcat Mihai prima oară. Și unii zic că a făcut și un copil cu ea. Da, era prostituția în floare, să spun de ce. Româncele generic sunt femei foarte frumoase. Și chiar când nu e îngrijit, o țărancă, uite, din Mușcel, o zonă etnografică extraordinară, sau din Bucovina, e neîngrijită, e muncită, a făcut copii, e una dintre cele mai frumoase femei din lume. Nu vorbi de priapismul Casa Spăzuratului, că și despre mine se zice, n-am asta. Păi dacă m-am culcat cu peste 1100 de femei. Cred că... Păi nu știu. Dom'le, nu pot să compar cu ce au avut alții, dar cred că m-am culcat cu mai multe femei decât Carol al doilea. În peste 1100 de femei. Don Juan s-a culcat numai cu 1003. Și a rămas în istorie. Ce să spun, nu am o stică de Pepsi, dar colonelul Ciacanica, în acea discuție la o cafea în subsolul Inspectoratul General al Poliției, mi-a arătat o stică de Pepsi, zice, așa era penisul lui Carol al doilea. Deci tuturora, sănătate!